Oameni buni, faraonul Robert Tudor este acum aici. Să știi că unele iubiri nu se uită niciodată. Se va gămadi. Faraoane, ce faci, faraoane? Nu boss, mai... tu ce ai zis ăla, boss, da. Boss, nu mai sos. Sos. Nu cantități mai pe... industriale, da. Boss. Numai pentru noi nu este o zi depresivă. Pentru ăștia care țin Londra, zi depresivă. Da. Bă, omule, mă, da, ce, mă? Dar știi ce vreau să te întreb? Bă, ți-ai cumpărat resort acolo în Egipt? Că erai numai tu cu soția și cu copilul. Nu, am vrut să văd cum e să pleci de la frică. De asta ziceau aia, boss, da. Boss. Faceți loc, vine bossul, da, toată lumea. Da. Bine, eram și generos, oferam bacșiș. Adică, tu ai închiriat resortul ăla doar pentru tine. Am învățat și arabă, că arabă se vorbește în Egipt. Spasiva și davai. Aha, perfect. Și erau blonzi și... da, așa. Toți vorbeau acolo... Arabă. Arabă, rău de tot. Da. Bravo, Magi, cât ai stat? O săptămână? O săptămână de zile, 7 nopți, a fost minunat. 7 nopți. Cam rai. Da, foarte frumos. După cum ați văzut, am făcut și safari și mâncărurile cam picante la ei, cam da, aromate. Da. Știi ce vreau să te mai întreb? După ce făceai baie în Marea Roșie, cum ieșai afară? Păi era Marea Roșie. Ah. Ud! Am zis! Bravo, mă! Ai fost și la balul bobocilor, erau la balul bobocilor întrebări de alea, da, știi? Da, mai bravo. Sunt, mie mai îmi plac replicile alea care încă mai țin replici de agățat. Care? De exemplu, aia cu te doare când ai căzut din rai. Te-a durut când ai căzut din rai? Pozașul, uite, de exemplu, pozașul care n-are iubită, el le folosește, să știi. Tocmai de-aia e sigur. Da. N-ai o hartă că m-am pierdut în ochii tăi. Da. Unde urmează să pleci? Plecăm peste o săptămână la Madrid. Plecăm în Madrid. Plecăm. O săptămână? Da. Așa că dacă sunteți din Madrid, scrieți-mi pe Facebook să ne vedem. Merg să văd un spectacol de magie și după care mă întorc în țară pentru că pornesc un turneu. Nu, la Blackpool plec. Liverpool și Blackpool pe 13 februarie. Bravo, magician. Și după care turneu în toată țara, spectacol de magie pentru întreaga familie, Pitești, cele mai mari orașe din România. O să ajungem cu acest spectacol. Hai să ne spui de ele, unde sunt evenimentele. Acum le lucrăm la ele. Și voi aveți, voi plecați la Londra pe 27? Pe 17 martie, Andra, da. Martie, mai e puțin. Mai e un pic, da. O să fie concertul tradițional. A fost și anul trecut cu Aiovea, foarte fain. Aici, uite ce erai, cu Bericega? Aici, cu berea, ți-am trimis ție poză, că uite ce bine, că nu te înțelegeam. Bă, tu morcop, trebuie să fii aici în platou, mă. Deci, în loc să străiești și tu viața, mă gândeam așa, aveam... Uite că singurul lucru pentru care eram depresiv era că tu erai aici, în platou, știi? Bă, cum o fi, mă, omul ăla și ăsta la soare și omul ăla în platou? Dar nu o zi pe săptămână, în fiecare zi. Păi normal, mă, să fii depresiv. Da, îl iubim pe magician, că el le spune așa verde în față. Ce plantă? Pleci și tu în vacanță, nu? Săptămâna viitoare. Da. Numai vacanțe, bă, numai boși pe aici, pe lângă noi. Haide să vedem, ne facem magie ceva? Numele... Vezi că a apărut o fată magiciancă foarte frumoasă. Da, da, foarte bine. Cristina... Magiciană. Cristina Strecopitov. Da, cum? Cristina Strecopitov. Exact, da. Ea este foarte tare. Are o poveste cu Sula... Da, adică are mai multe numere de magie. Bine, și chiar îmi place foarte mult de ea. Și azi, e și foarte sexy. Și le recomand, știu. Mi-a zis că... Pe de unde știi? Pentru că face magie mult mai bine ca mine. Pentru că îți fură și privirea. Da, a zis că te respectă foarte tare și că a lucrat cu tine. De asta le recomand oamenilor să meargă să vadă spectacole de magie. Te rog să nu mai pui mâna, respectă-mă și ce ai adus aici. Te rog să mă privești ca pe Cristina Strecopitov. Ceva trucuri de magie pentru 2019? Da, ei!
extraordinar, imposibil. Bă, ăsta e număr pentru tine, Cătăline. Dar stai mă să văd dacă e masa. De jur că-mi strigi, serios. Plec. Nu mă, Națica, păi dar ce-am făcut? Plec. Ideea este în felul următor. Cu cusura ai și tu? Că ar trebui, nu, eu am la... Eu am cu ceasul, pentru că... Cu ceasul. Stai mă, că aveam și text, bă, dar... am uitat tot, bă. Hai, gata, zi. Mă moare. Bă, ideea 2019, că e... magicianul, da, Robert Tudor, gata, zi. E cu timpul, stai, cum era, că am făcut să-mi eu text acasă. Și am repetat, băi, l-am arătat lui ăla micu, iau-te, mi l-ai stricat. Nu să cred. Vezi tu ce opriți e pe masă pe asta. Păi nu e masa de la tine. Păi e, dar vreau și eu să vadă ce de acasă, că nu e nimic. Deci, deci timpul, timpul, că avem timp pe... Nu cred că ți-ai uitat textul. Da, mă, că timpul este foarte important, mă. Că ar trebui să-ți trăiești viața, să călătorești, să iubești. Verifică punga să vezi că e goală. Acum ai improvizație. N-ai timp, se duce vreau viața. Vreau să-l salut pe nașul meu care se uită acum. Da, mă, pe Bobonete, da, am vorbit și eu cu el mai devreme. Dar arată se simte bine acum, nu? Arată punga, o să vină el și o să-ți povestească, da, mai multe. Dar se simte bine, am vorbit cu el. Este un ceas. Hai să le zicem celor de acasă. A trecut printr-un moment mai complicat de sănătate, dar se simte foarte bine și asta este foarte important. Da. Te pupăm! Verifică, punga este goală, că este un ceas normal, vi-l arăt și pe o parte și pe cealaltă parte. De ce e ceas normal? Cătă, e un ceas, e ceasul din lemn. Ăsta. Stai, da, gata. Ideea e că e un ceas din lemn și pe lângă ceasul ăsta pe care îl las în această pungă, am acolo două căsuțe. Căsuțele acestea sunt goale. Uite că mi-a pus cineva ceva aici, dacă le las pe alea. Atenție și după câte puteți observa căsuțele astea... Cine a pus mă la asta? Au... Au pereți despărțitori. Păi așa, băi, panoramelor, că ne tragem de șiret. Ne tragem de șireturi. Da, mă, și dați goale. Atenție, da? Și în spate, în spate căsuțele acestea au pereți. Vreau să alegi tu o căsuță din ele. Ele stau aici pe un blat. Vreau aleg să aleg una din astea două? Dă-te puțin mai în spate să nu le atingi, alege o căsuță dreapta sau stânga. Asta. Asta, atenție, se ia ceasul, iar ceasul se duce în interiorul acestei cutii. Spun formula magică abracadabra, inimini manimo, biribici, copii, suflătare aici. Ca toată lumea să vadă, ceasul rămâne aici la vedere, iar cealaltă căsuță rămâne goală. Ideea e că eu pot să fac acest ceas, pentru că timp, ceas, timp, călătorim, da? Fac ceasul să dispară din această cutie și o să apară în cealaltă cutie. Este un număr incredibil, imposibil, imaginabil. Nu s-a mai făcut niciodată în România. Îl fac eu pentru prima dată la tine în emisiune. Da? Pentru că eu am puterea minții. Și iată, puțină niște. Puterea minții. Așa. Și iată cum el, nu o să vă vină să credeți, dispare din căsuța asta. Și evident că apare în cealaltă căsuță. Și acum o să-l fac să apară înapoi la locul lui, adică în această căsuță. Spun formula... Ridică un pic, că tu ți-l vadă lumea că sunt separate. Băi, lasă-mă! Spun formula magică abracadabra, cu puterea minții. Așa. Și iată cum a dispărut în partea asta. Și apare în cealaltă parte. Și... Evident, au pereți despărțitori. Asta, asta este. Și acum iată cum dispare din nou din partea asta. Mi-e place când faci niște sau de ea. Se aude? Da, da. Nu cred că se aude și acasă. Da, da. Se aude la valaviere. Da. La... la valiere, da. La, la viriere. Se aude, bă. Da, mă, se aude, mă, se aude. Bă, mi-au dat o stricată. Se aude, mă. Iată, cu puterea minții pe care o am eu, ceasul dispare de tot, de tot. Atenție, verifică punga, verifică, te rog, punga. Deci arăt, a apărut în pungă. Arăt și pe partea și pe cealaltă parte. Punga în tot acest timp a rămas pe masă și ceasul apare înapoi la locul lui. Bă, bun, mă, bun, sunt bun tare. Sunt bun? Bă, ești bun. Da. Bravo, Bravo! Ce să mai... Astea-s 2019, trucuri noi, a? Da? Cu ce dracu, băi? Plec la Blackpool, vin cu dara ta rău de tot. Cătăline, iată, ăsta este unul dintre cele mai mari numere de magie pe care l-ați văzut vreodată. Este un număr incredibil. Bă, n-ai mă și tu gagici, mă. Ce? Fete, mă! În emisiune. Vine doamna Lavric și Elena Merișoreanu, sunt aici. Vin.
Din amândouă, suntem. Bravo, 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 foarte bine. Toate cărțile sunt absolut diferite de la început și până la sfârșit, le vedeți. Vă doresc o zi cât mai frumoasă și un început de săptămână minunat. Ce faci, mă? Nu mai fac magia? Dar ce ai făcut? Ce ai zis? Am zis să ne meargă oamenilor bine. Așa. Ideea este în felul următor. Cata, vreau să spui stop unde vrei tu și ne oprim la o carte. Încă o dată. Stop. Aici, da? Ia-te rog cartea. Da. Băi, prima carte, da. Mă, de unde ai spus stop. Arată-o tuturor să vadă toată lumea. Da. Și de înfermă, o pui unde vrei în pachet și ea dispare din pachet stop. Și apare prima. Stai, băi. Deci ea dispare din pachet și apare prima la suprafață. Da. Tare. Pune o carte unde vrei tu. Păi nu te uita unde poți. Nu mă uite, uite. Hai, mă, hai, mă, nu mă... Da. Bă, da, le-ai? Ia, pornesc o singură dată și iată cartea ta apare. N-a fost asta. Când n-a fost. Arătat-o la cameră? Vezi că vă pun înregistrare. Nu, n-a fost asta. Dacă nu e asta, să rupe cartea în patru bucăți, o dată, de două ori, de patru ori. Se vede, damă de inimă roșie. Vreau să ții tu, te rog, cărțile. Da. Ține-le și o să fac în felul următor. Spune, te rog, inimi, inima, animo, biribici, copii, suflătare. Ține cealaltă mână. Ține, ține ăsta, ține așa. Da. Și biribici, zici că copici. Asta n-a fost cartea ta, damă de inimă roșie, nu? Trebuia să iasă. N-a fost sigur? Nu, mă, nu a fost. Filmați, vă rog, masa. Filmați masa de sus. Ia uitați. Asta este. Pentru că în momentul când le întorc, cărțile se schimbă, aruncă-o și pe aia, afirmează că e damă de inimă roșie, aruncă-o, dă-i drum pe masă, aruncă așa în sus. Nu aruncam în, bă, cătă, o arunci pe masă, șase de treflă, da? Mai mult decât atât, dacă leg toate astea șase de treflă, le iau pe toate, ține mâna dreaptă sau mâna stângă, închide, strânge, spune, te rog, formula magică, abracadabra, inimi, inima, inimo, biribici, copici. Abracadabra, biribici, copici. Și în momentul ăsta deschide palma. Cum ne-ai pe arată, filmați, vă rog să vadă toată lumea. Da, aia. Și o trebuie să te miști și repede. E bun, și repede, eu zic că trebuie să la România au talent. Păi am fost, bă, am ajuns în finală la România au talent. Deci nu mai poți să te duci o dată? Păi nu mă mai duc. Mă duc doar ca invitat, dacă mă cheamă... Du-te la fermă. Cum mă cheamă? La ferma vedetelor. Da. Păi mă avantajează pe mine ferma vedetelor. Tu nu ai un PR de zice, știe? Păi de ce, mă, gândea să câștigăm premii multe. Dar n-am nevoie, mă, de premii, mă, Cătăline. N-ai văzut ce bine merge cu YouTube-ul acum? Oameni buni, face ravagii pe YouTube, magicianul. Mai am timp, mai am, dă-i. Vrei, uite, vreau să-i faci ceva, doamne Laura Labric, vrei? Da, da, să rămână. Doamna Laura! Haideți, doamna Laura! Hei! Doamna Labric nu prea crede în chestiile astea și vreau să vedem... Nu? Nu, uite, haideți, doamna Labric. Îl cunoașteți pe prietenul nostru, Iosefini. Chiar cum l-am văzut, i-a spus ce magie vrei să faci astăzi. Să vă da, mulțumesc frumos. Mulțumesc. Uitați aici ceva. Doamna, toate cărțile sunt diferite de la început și până la sfârșit. Ideea e că vreau ca dumneavoastră să luați, cum vă duce inima, să luați o singură carte, să o arătați tuturor. Luați o singură carte. Uite, luați o carte, nu contează. Uitați-vă la ea, v-aș ruga să o arătați tuturor, să vadă toată lumea. Uitați-vă la acea carte. Stai să o arătăm și celor de acasă. Ia. Gata, s-a văzut. Se duce cartea în interiorul pachetului, puneți cartea în interior. Poftim. Pocnesc o singură dată și în momentul acesta, spuneți-mi dacă a fost popă de romb. Popă de romb a fost? Da. Apare prima la suprafață. O să fac altceva de data aceasta, vreau ca dumneavoastră să vă semnați, am un marker aici, să vă semnați aici sus. Ia uitați, scrieți numele dumneavoastră acolo sus, aici. Semnătura așa... Cum doriți numele să... Nu, nu, mai doar mai? Ai sus. Stai, bă, dar pune aici, că nu poți. Stricat cartea asta. Băi, da, îmi faci o magie că nici nu mai poți scrie aici acum. Aici, sus, da? Hai. Asta este și eu mă scriu în cealaltă parte, îmi scriu numele, uitați. Robert. Da. Magicianu.com. În fine, se ia cartea, se rupe pe din două, o parte cu semnătura dumneavoastră, aici e semnătura dumneavoastră, da? Și o parte cu semnătura mea, scrie Robert aici, da? Se pun una peste cealaltă, spun formula magică și o să încerc în momentele următoare cum aș putea eu să le lipesc, adică să aduc una peste cealaltă, să spun formula magică, să fac chestia asta, uitați. Scrie Robert aici? Da. Și aici scrie numele dumneavoastră? Da. Și s-au lipit capăt în capăt. Da. Și vă dau dumneavoastră să aveți amintire. Mulțumesc.
Așa. Nu mi-aș fi dorit niciodată să mă lipesc de un magician. Că puteai să faci o magie să mă lași săracă. De ce, doamne, că eu sunt sărac? Nu, că magicianul, deci, oamenii se gândesc că magicienii mai fură. Da, mă, magie așa de... dau tot așa de bună voie. Noi nu facem. Noi majoritatea numerelor de magie facem ca să destindem oamenii depresivi, de exemplu, cum e Cătălin Măruță. De... Da, da. Nu, okay, în numere de magie adică știi la cine să faci, la altcineva. Da, da. Magician, vreau să iei pe doamna Lavric și oamenii... să o convin din spatele camerelor de filmat că nu se întâmplă nimic rău, oamenii pentru că cu doamna Lavric mă întâlnesc puțin mai târziu. Mai târziu, dar tu vreau să-i explici exact că magia se ocupă doar cu lucruri frumoase pentru a-i face pe oamenii să bine dispună. Eu pe 27 luna asta am la Băneasa Mall spectacol de magie pentru toată familia, unde oamenii se destinse. Frumos, are și afiș acolo la intrare. Da, bravo. N-ați fost? Bine, dar eu am făcut un spirit de glumă, sper că nu te-ți supăr. A, păi eu am luat-o în serios. Hai, ia-ți masa și du-te să-i mai explici, doamnei Lavric. Vă mulțumesc mult, treaba cu magia. Mulțumim mult de tot, magicianul. Și aia cu ceasul foarte bună. Hai că vine doamna Lavric puțin mai târziu. Să aveți o săptămână minunată, oameni buni, și cum vă e sufletul, așa să vă fie și ziua. Mulțumim mult de tot. Bă, lasă-mă, mă, că mă mâncați-aș gura ta.